Dacă e vacanță, una dintre opțiunile de petrecere a timpului liber este cu siguranță muntele. Masivul Ceahlău se află dintotdeauna printre preferințele amatorilor de ascensiuni montane. Atenție însă, chiar dacă ne aflăm în primăvară și toate traseele sunt deschise, temperaturile pot fi înșelătoare, așa că o primă condiție pentru un sejur fără incidente este un echipament adecvat. Turiștii trebuie să aibă bocanci buni, trebuie să aibă haine de ploaie. Temperatura, vedeți, și la nivelul stațiunii Dureu este în jurul la 12 grade, sus la nivelul cotei 1900, în zona vârfului Toaca, temperatura este mai scăzută, noaptea în jur de 6-7 grade, deci, știu eu, există chiar și posibilitatea apariției hipotermiei în cazul grupurilor în care poate să aibă probleme, poate să rătăcească sau, știu, chiar în cazul unui accident montan. Alte pericole deocamdată, fiindcă m-ați întrebat mai devreme vis-a-vis de vipere și vis-a-vis de știu, de alte probleme, nu sunt. Acestea apar odată cu încălzirea vremii și odată cu un număr mare de zile de radiație solară. În altă ordine de idei, toate traseele din zona montana județului Nean și în special din zona Parcului Național Ceahlău sunt deschise. Turiștii sunt invitați să respecte traseele marcate și să nu ocolească nici cabanele unde se pot odihni. În acest an a început să se urce în acest sezon. A fost un pic plouros, dar deja au început să ia copiii vacanță, studenții. Sperăm că o să fie un an bun. Un îndemn pentru toți cei care îi privesc. Să vină la cabană, dacă vor să stea la noi, să poposească o noapte, două, să ne anunțe, avem număr de telefon, avem pagină de Facebook, Cabana Fântânele, și noi așteptăm cu drag, cu mâncare, cu tot ce trebuie. Turiștii care urcă pe la punctele noastre de intrare în parc, aici suntem la Dureu, este poarta numărul 1, cei mai mulți turiști urcă pe aici. Până acum au fost mai puțini, dar așteptăm ca numărul lor să crească. Este un loc obișnuit unde în zilele toride de vară urcă și câteva sute, ba în câteva situații au depășit numărul de 1000 de turiști care au urcat pe munte într-o singură zi. Deci Ceahlăul are ce să vă arate. Vă invităm să vă bucurați de ce are el să vă arate. Noi vă așteptăm cu mare bucurie.